Consilierii locale ai municipiului Hunedoara au fost convocați joi 21 martie, într-o ședință extraordinară. Primul punct pe ordinea de zi l-a reprezentat conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Hunedoara domnului profesor dr. Rusalin Ișfănoni. Consilierilor le-au mai fost supuse spre aprobare proiecte privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a municipiului Hunedoara pentru anul școlar 2019-2020, desemnarea Consiliului de Administrație a Societății Comerciale Saluprest Hunedoara, documentația de avizare a lucrărilor de intervenție la blocurile turn ce vor beneficia de fonduri europene pentru reabilitarea respectivelor clădiri, dar și alte subiecte despre care, prin intermediul nostru, va veni în fața hunedorenilor, după fiecare ședință a Consiliului Local, primarul municipiului, pentru a prezenta locuitorilor orașului ce au decis consilierii locali aleși de dumneavoastră. Astăzi, pentru prima dată, o nouă rubrică în știrile noastre, Consiliul votează. Conferirea titlului de onoare de cetățean al municipiului Hunedoara domnului profesor Rusalin Ișfănoni este o mândrie în primul rând pentru noi. Domnul profesor a reușit prin întreaga activitate a domniei sale să pună în valoare ținutul pădurenilor și până la urmă, așa cum o spuneam de multe ori, municipiul Hunedoara este poarta de intrare în ținutul pădurenilor. Iată că astăzi Consiliul Local a aprobat în unanimitate conferirea acestui titlu de cetățean al municipiului Hunedoara. Și totodată l-am aniversat în avans, pentru că pentru peste două zile va fi ziua dânsului de naștere, împlinește o frumoasă vârstă și mă bucur că am putut să-i facem o surpriză plăcută prin acest proiect de hotărâre. Totodată inițiativa care a spus-o în sală domnul profesor, aceea de a crea un muzeu al satului pădurenesc în proximitatea castelului, este o idee foarte bună, o idee pe care actualul Consiliu Local va încerca deja să o pună în practică prin întocmirea documentațiilor. Tot astăzi am votat niște actualizări a documentelor de avizare a lucrărilor de intervenție la grupul 2 de blocuri. Este vorba despre blocurile turn de pe strada Trandafirilor, anumite blocuri de acolo și de pe strada Mihai Viteazu. Îmi pare rău că cetățenii prin asociațiile de proprietari nu au înțeles necesitatea acestor fonduri europene. Ei sunt cei care depun documentațiile și solicită intrarea în acest program pe fonduri europene. Noi doar ne ocupăm de întocmirea documentațiilor, deci nu primăria practic dorește în mod deosebit accesarea acestor fonduri, ci cetățenii trebuie să vină către noi cu aceste cereri. Până la urmă este mulțumitor că un număr de 14 blocuri turn au solicitat acest lucru, au strâns semnăturile necesare de la proprietari, au depus documentațiile la noi. Noi ne-am ocupat de aceste documentații înaintându-le către ADR Vest și ne aflăm deja în faza de precontractare la aceste 14 blocuri care vor fi nu doar anvelopate termic așa cum se face de obicei, aici vorbim de o reparație capitală mult mai complexă a blocului care va costa din repararea planșeului superior al acoperișului, casa scării, iluminatul pe casa scării, schimbarea tuturor geamurilor termopan care nu corespund din punct de vedere energetic și lucru cel mai important după părerea mea este înlocuirea lifturilor. Să nu uităm, lifturile sunt lifturi foarte vechi din anii 70 când au fost construite aceste blocuri, nu mai prezintă siguranță. Iată că prin accesarea acestor fonduri europene vom putea spune că vom avea lifturi noi, lifturi sigure în aceste 14 blocuri turn.